Un nou drog face victime în sudul litoralului, atrage atenția Agenția Națională Antidrog. La petrecerile organizate pe plajă, în special la Vama Veche, tinerii inhalează protoxid de azot din baloane umflate cu ajutorul unui dispozitiv ce are încorporat un cartuș care degajă această substanță. Specialiștii antidrog spun că inhalarea acestei substanțe, cunoscută ca funny gas, este strict interzisă, consecințele fiind extrem de nocive. Cred că în primul rând este vorba de un dezechilibru la nivel psihoemoțional, pentru că întâlnim cu predilecție în rândul tinerilor, în rândul adolescenților, unde trebuie să recunoaștem că această vârstă este o vârstă încărcată cu foarte multe schimbări, cu foarte multe perturbări la nivel emoțional. Încearcă fiecare să se identifice la această vârstă, încearcă fiecare să-și caute un obiectiv și un scop în viață și depindem foarte mult de mediul social la această vârstă. Și atunci, pe de o parte, lipsește, să spun așa, comportamentul de asertivitate, capacitatea de a spune nu atunci când ești corupt. Printre efectele negative ale acestui gaz se numără încetinirea timpului de reacție a corpului uman, transpirația excesivă, greață, vărsături, amețeală, oboseală, halucinații, distorsiuni de sunet și pierderi de memorie. Specialiștii mai spun că în cazul în care, după inhalare, semnele și simptomele sunt cele ale unei reacții alergice, febră, frisoane, urticarie, respirație dificilă, trebuie solicitat urgent ajutor medical de specialitate.